Jocul a intrat așa într-o stare de luptă la zona, în zona centrală. Îl vedem acum pe Golovka! Gol! Zara Eurogolului, golurilor la Sfântul Gheorghe. Înscrie și Golovka. O repriză fantastică pentru el, pasă decisivă și gol superb, gol formidabil reușit de Cătălin Golovka. Sepsi Oeșca face 3-1 cu puțină vreme înainte de pauză. Încă o dată faza, primește acolo între doi adversari, nu-l atacă nimeni, Mihalache stă în expectativă, preferă să tatoneze, să îi închidă, să-i blocheze colțul lung. Dar Golovka reușește un gol superb, trimite în vinclu, sub bară, pentru 3-1. Da, acestea sunt problemele Iașiului, pe lângă cele legate de COVID-19.